În ședința Comisiei de Specialitate la audierea noului ministru al Educației, Adrian Curaj, deputatul de Suceava, Alexandru Băișanu, a ridicat câteva teme de interes pentru sistemul de educație românesc, atât cel preuniversitar, cât și cel superior. Alexandru Băișanu susține că actualul sistem de învățământ reclamă corecții imediate și că misiunea noului ministru nu va fi deloc ușoară. Aveți un nume cu rezonanță, Curaj. Dați-mi voie pentru 5 minute să mă numesc Frică. Frica de a nu lăsa învățământul românesc să funcționeze în continuare din inerție. În cadrul audierii actualului ministru al Educației, Adrian Curaj, deputatul de Suceava, Alexandru Băișanu, i-a adresat câteva întrebări legate de aspecte ale actualului sistem de educație pe care le consideră ineficiente. Am să vă întreb în același timp ce anume trebuie făcut și ce ați putea face pentru a schimba lucrurile. 1. Considerați finanțarea per capita un lucru bun pentru învățământul românesc, pentru că, în opinia mea, e o greșeală. 2. Considerați că programele școlare din învățământul preuniversitar sunt corect enunțate sau sunt stufoase și ineficiente? Pentru că am să vă aduc la cunoștință, domnule profesor, viitor ministru, pentru că am venit cu un cec în alb astăzi, copiii de clasa 5-a învață la unul din obiectele de mare importanță pentru viitorul tinerei generații, care sunt aprobările pe care trebuie să le ia o instituție dacă se apucă de construit. De unde ia aprobare? De la, pentru apă, pentru curent electric, de la ceia de la cadastru și așa mai departe. Nu cred că sunt necesare, ba din contră, cred că trebuie să fie excluse rapid. O altă problemă pe care aș vrea să o ridic, să vă întreb ce părere aveți despre ea, dacă sunteți de acord ca elevii de școală generală și de liceu să învețe după amiază, ținând cont că randamentul pe care îl poate da un om matur, darmite un elev, este până maxim ora 14. La nivel universitar, aș vrea să vă întreb care va fi metodologia de finanțare a universităților, pentru că universitățile nu au mai raportat date din 2011 și finanțările vin pe baza raportărilor din 2011, ceea ce e total în afara legii la acest moment. O altă întrebare, care este viziunea privind cifra totală de școlarizare și modalitatea de distribuire a locurilor bugetate la nivel universitar, ținând cont că o serie de universități primesc locuri cât nu pot să acopere, iar altele primesc nici jumătate din cât ar putea acoperi restul studenților fiind la cuplată. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!